Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Nu, astăzi nu sunt în camera mea, suntem în sălbăticie, După un an de zile, de un an și câteva săptămâni de când mi-am luat mașina asta care, din fericire, e culoarea jegului, dar abonatul meu a zis, știu eu un loc bun să facem un review la mașină și m-a adus aici pe câmp. Măcar mai am un pic din răsăritul ăla de soare. Pardon, a pus, hai că m mi-a intrat prea mult praf la cap. Forduțul meu, 1.3 benzină, ia să vă prezint și motorul cum arată. Fac și o review mai profesionist, că de, cum să spun, de un an și până acum am învățat și eu să fac, ridică și toaia. am învățat să fac și o review mai profesionale, că de la 99 Vehicles, vezi că e pe partea aia acolo. Hai ca să mă laud un pic. Fix înainte să iau mașina, am câștigat un tricou și un parfum de ăsta, 99 Vehicles. Deci ce voiam să zic e că de atunci am mai început să urmăresc canale de review-uri auto. Luci Popa, atelierul de detailing, auto vintage și etc. Și am mai învățat și o să fac review-uri. Uh, pentru cei curioși de motorizare, bă, da, a intrat și aici. În primul rând, pot să vă fac în ciudă că nu curge ulei, deci vedeți, e doar praf. Dacă era să curgă ulei, era un asta, da? Din fericire, nu curge ulei. Ce vedeți voi pe aici, lichidă parbriz, că am dat într cu lichid de parbriz, dacă am făcut noroi pe ea, să te Nu vrei să știi ce dâră de praf a fost aici. Știu eu, știu eu un loc bun să filmăm. Unde vrei <gântări> să filmezi? Aici, un parculeș ceva la marginea satului, dar pe șosea ca nu pe aici. În fine. Tu vrei, tu vrei parc la marginea satului? Da. Dar? Nu te crezi? De de da, romanii. mă cred în București, da. Deci, motor 1.3, benzină, 69 de mânci, dacă eu mai avea pe toți, dar... Frumos număr de 60, număr, 68, virgulă, ceva, ca Hai. ai putere, da, ați prins ideea pe mașina asta, ma da cum țiu e lichidul de parbriz. E presiunea din el, da, că ai ridicat capota. Pe modelul ăsta de Fiesta, care, culmea, cum era la noi popular cândva Opel Astra G sau Golf 4, în Marea Britanie, fix modelul acesta de Fiesta MK... MK5, MK5 sau, da, Fiesta, nu, Fiesta 5 MK6 că e facelift, pun așa să nu se vadă numărul. A fost cea mai, dintre cele mai comune mașini în Marea Britanie. de-a lungul anilor, na, s-au scumpit mașinile și britanicii, nici ei nu au țara în care umblă câinii cu covrigi în coadă și au dat-o și ei pe mașini mai ieftine, cum ar fi Opel Corsa. Cam locuitorul lui Fiesta Să prezentăm un pic și interiorul Ăsta cu care mă lauda s-a dus parfum Dar măcar mirosea frumos Uh, nu recomand. Deci dacă vă luati un Ford și aveți multimedia din ăsta, schimbați-l ca altfel trebuie să umblați ca mine cu modulator FM pentru că n-are Bluetooth, n-are USB, dar măcar... Poftim? N nu, n-are nici jack audio, dar măcar are cd măcar atâta. Așa că eu trebuie să umblu mereu cu modulatorul ăsta, măcar am un buzunar mișto aici. Uh, 5 viteze, n-am modelul aici. Ce să mai prezint, buzunare, destul de multă, deci mașina e generoasă în buzunare. Da, poate unii n-ați observat, e în două uși, că n-am avut bani de o mașină cu patru uși. Și ce, hai că filmez de pe partea asta. Ce e mișto la, deși e în două uși, măcar e destul de spațioasă, adică dacă mă uit aici, e mișto că, nu știu cât de bine se vede, am aici niște buzunare foarte adânci, deci poți să bagi o sticlă, cam în grosimea unui bidon de la de de lapte poți să bati aici. Mai e niște compartimente un pic aici, dar nu se văd. se ignora că e un pic cam murdară, că nu prea am făcut curat pe bancheta din spate. Asta e o mașină de preț de iPhone. Deci dacă nu vrei să ție Golf 4, că e mai vechi la ani și vrei o mașină care... Să fie mai ieftină un pic la întreținere, nu-ți pasă că e motorul un pic mai mic ca la un Golf 4, dar măcar e mai nou la an și poți iei cu kilometri mai puțin eu zic că o alegere destul de bună ca și, ca și mașină de încep, începători. Și acum, pentru cei curioși, cât am băgat în... Bă, da, s-a pus praf, nu glumă. Măcar e culoarea jegului și la depărtare nu se vede că e jegoasă. Bine că nu neagră. Uh, a, da, am uitat să menționez că am aceu și cred că am menționat toate... A, da, și... Și bineînțeles, măcar la bani ăștia am avut bani și de senzor de parcare. Bine, nu sunt cei original, sunt cei aftermarket, dar sunt buni și ăștia. Și acum pentru cei curioși, cât am investit în mașină, deci pe lângă cât am dat pe ea, în afară de schimb de ulei și filtre, ceea ce la orice mașină trebuie să faci, i-am mai schimbat plăcuțele de frână, tamburii și cablul de frână de mână, că nu prea mai țineau, dar din nou investiție normală de făcut. Nu prea am avut probleme mari cu ea, am mai schimbat un burduf de la planetară pe partea, parcă pe partea dreaptă era din ce țin eu minte, deci în ea n-am băgat mai mult de 300 de euro într-un an de zile. Mă rog, excepția asigurare și înscriere și rovinietă, alea nu le mai pun la scuteală. Dar ce a ținut de mentenanța ei, nu. Nici probleme grave n-am avut. N-am scurgeri de ulei. Nu consumă mult. Consumă, dacă mergi la consum, consumă cam cât e un Logan. Pot să scot un 6 și ceva cu ea. Am 180 și... parcă și vreo 200 și ceva pe acolo un plin mă ține vreo 600 și ceva de kilometri și ce e mișto e că hai să vă spun și ce defecte are pentru că are și ea defectele ei un defect ar fi e, e, faptul că ușa este lungă și dacă ai un loc strâmt în care o parchezi ai grijă că s-ar putea să-l dilești pe unul căna na e mai așa și când vrei să ieși ori te dai mai în spate ori deschizi mai larg așa că ai grijă cu ușa când o deschizi măcar ai geamul mare și dacă vrei erisire cobor geamul ești gras și, sau pur și simplu nu ești familist și n-ai nevoie să cari lume, tragi în spate cât vrei scaunele, transform bancheta pe post de porbagaj că cu post coboru bancheta din spate și niște defecte ale ei ar fi două. Primul e că plutitorul nu mai arată bine, adică mie în loc să consume benzină, crește. Azi când am plecat la drum, aveam 300 și un pic, mă mai ținea rezervorul, a coborât la 270 și mi-a urcat mai devreme la 290. Decide că mi-arată mai puțină benzină. Ceea ce nu e rău, mă face să măcar să o țin plină, ceea ce e bine. Fac și o plinul din timp până nu ajunge benzina la 10 lei. Primul defect pe care îl are și nici nu-l schimb. Și al doilea, când ajung la viteze de vreo... Când trec de 90 de km la oră, ceasul de la vitezometru face stânga-dreapta. Nu mai mi-arată mai mult de 90, începe să fac așa între 70 și 90. Din nou nu este o problemă pentru mine că nu merg cu viteză și mi-arată pe Waze câți kilometri am. Și în caz că e poliție, na. Da, așa, din mers îmi dai o seama că tare, nu sunt nici vitezoban. Deci, din nou, ești puști și n-ai familie, n-ai familie, nu în sensul că ești orfan, n-ai copil, ai maxim o gagică și n-ai grupuri mari de prieteni să-i cari cu tine, e bună o mașină din asta în două uși, ești începător, e foarte bună, se strică ceva la ea, ai lovit tu și ai zgâriat, o schimb cu totul, că e ieftine. Găsești piese... Ce? Se da, deci întreținere ieftină, piese ieftine, nu este nicio problemă. Uh, și ce aș mai avea de adăugat? Deci cât am dat pe -o mașină, mi-a cerut 1450 de euro ce am negociat, e treaba mea. A, ah, și de fapt, cum a spus, sistemul multimedia că e cam vechi, dar măcar ai CD, deci dacă e un album original, e bun. Și na, nu că asta n-are vitezele pe ea. E mai așa, mai elegantă, fără viteze. Un șofer adevărat știe să așa. A, și ce nu mai îmi place e că torpedo este cam mic. La Logan e, zici că e de două ori mai mare. A, și să mai prezint așa spațiul. Deci la picioare e spațiu destul. Și la fel, la tavan, la așa, e, a aș zice, suficient. Cam apune soarele și rămâne fără lumină și nu-mi place câte, câți naripați din ăștia vin aici. Am mai văzut o scenă asta într-un film. Uh... Deci da, cam asta a fost review la mașina mea. Așa, ca o mică actualizare după un an de zile, ar trebui să o spăl că s-a jegărit săraca. E mai jegoasă ca mine, eu care sunt un racer. Car vloguri o să mă urmeze și tot așa. Ce abonați mai am, le filmez mașinile. I-am filmat mai din ori mașina lui, el a prins ca lumea a pus-o. Eu aia o să prind tunel cu norocul meu. am uitat să adaug, am xenoane, n-am becuri pe halogen, n-am xenoane, măcar atât. Cum ai căs bulangiu? Nu mă mai supor pe astea cu dă cu becurile alea eu, eu le mai am și pe originale, dacă te super le pun înapoi. Ah, și ce am uitat să adaug e că am folie pe laterale și pe spate aici pe lunetă. Deci uitați și voi cât cât praf s-a pus. Bă, eu nu mai vin la tine că e plin de praf, ce dracu, mă. Spăl mașina o dată pe an și vin aici să mi-o jegăresc. Bun. Vreau acum un comentariu din partea voastră în care să-mi spuneți dacă a meritat această mașină preț de iPhone. A, da, stickerele astea mi-au fost lipite de cel ce mi-a vândut-o Și ce am uitat să mai adaug e că am uh, Ăsta de rezervorul, bușonul E pe partea stângă, deci nu o să stau la coadă la benzinerie Bine, la dacă s-a scumpit benzina, nici nu mai merge lumea atâta cu mașina uh, Exemplu eu A, și atât am uitat să mai zic Deci e 2007, în caz că n-am zis Dar am zis și pe vlogul de anul trecut 2007 mașina Și cam atât Eu zic că, tu ce zici, mașina asta merită cât am dat eu pe aia Eu, personal am vrut să-mi tot două uși. Tot două i-am pai mei și toți se duc de acolo-colo, tu, nu prea mă... Tu chestia că nici n-ai mașina de familie, eu mai am un Logan în curte, deci asta nu-i problemă. Eu sunt singurul sufer, frate. Păi, eu acum am văzut că s-o grămadă de vaci acolo. Îți dai seama, ne-au spectat vacile alea până acum. E acolo. Ce? E padoc. Ce e? Adică? Asta se numea când... se numește aia unde se duc vacile. Am înțeles, stână. Mă rog, în cazul ăsta vă... Stau, pula mea Bun, deci cam asta a fost videoclipul Scrieți-mi în comentarii ce mașini aveți voi Și cât ați dat pe ele și cât ați investit Deci eu în mașina asta N-am băgat nici măcar jumătate cât am dat pe ea Și ce am băgat a fost doar mentenanță și atât Consumabile, nimic grav cum ar fi O chiuloasă de schimbat Sau ceva mai grav A și am uitat să adaug că am schimbat și cauciucurile, le-am luat all season și pe față și pe spate. Capacele astea să le schimb că surăte nu plac. Ah, și ceva iconic, iconic pentru ea, eu n-am bandoul ăsta. Și unul nou e 300 de lei și nu dau eu 300 de lei pentru că cad ăsta de bandou. Dacă chestia că nu găsesc la dezmembrări, bandou că mașina e în două uși e ușa mai lungă. Asta e. Asta o să fie trăsătura ei, un bandă lipsă. Dacă vedeți un for cu bandă lipsă, s-ar putea să fie al meu. Hai că încheiem videoclipul că se cam lasă cu și frigul. Ne vom auzi la un nou videoclip, da, de astăzi încep serie de review-uri la mașini. Și poate data viitoare nu mai ajung pe câmp. <gântu -i> mai bine veneai tu la mine că găseam eu un loc mai bun, fără praf și cu asfalt. Bun. Tu ai avut Eu dacă la muncă... Voi tu să vii până la mine acum? Și eu mai am jumătate de rezervor. Da. Cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Salutați și spectatorii noștri, ciorile alea și vacile de la depărtare. Ceau, tuturor!